Începută marți, ediția 27 a acestei manifestări unice în peisajul teatral oferă spectacole în care actorii joacă foarte aproape de public, dar și conferințe susținute de autori apreciați în dramaturgie, precum Saviana Stănescu, Maitrei Vișniec și Mircea Meionescu. Primul spectacol montat pe scena Festivalului Internațional al Teatrului de Studio, susținut de o companie de teatru din New York, a surprins audiența, fiind unul inovator cu implicarea inteligenței artificiale. Each zebra's stripe is like a fingerprint, distinct. Avem 5 zile, 6 zile împreună cu ziua de ultima zi de festival din 2, unde colegii noștri de la Teatrul Davila vor prezenta spectacolul Dragoste și Progres, regia lui Cătălin Saizescu. Toate aceste 5 zile cred că sunt bune posibilități de a afla și dumneavoastră ce se mai întâmplă în teatru în lumea asta, din punctul de vedere al unui dramaturg român, care a fost obligat să trăiască, să se dezvolte, dar mai ales să scrie acolo, poate într-o limbă străină, dar gândind românește. Festivalul se va încheia duminică, până atunci fiind programate spectacole și conferințe în fiecare seară la Teatrul din Pitești, astfel. Joi 30 mai, ora 15, conferință Mircea Meionescu, dificilă întoarcere acasă. Ora 19, Teatrul Național Satiricus Ile Caragiale din Chișinău, Republica Moldova. Puștoaica de la etajul 13 sau Dragă Societate de Mircea Meionescu, regia Alexandru Grecu. Vineri 31 mai, Teatrul Masca București va oferi în piața primăriei, începând cu ora 13, reprezentația Farfuria de Maria Manolescu, regia Dragoș Mușoiu. Ora 19, Summit, după Tristan Țara, concept, scenariu și regie Florin Fieroiu. Sâmbătă 1 iunie, ora 19, compania Zacusca, Paris, Franța, Paradoxul Dorințelor de Ana Maria Bamberger, regia Codrina Pricopoaia. Duminică 2 iunie, ora 19, Teatrul Alexandru Davila din Pitești oferă Dragoste și Progres de Bogdan Adrian Toma în regia lui Cătălin Saizescu.